Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Taur 2020 Pentru tine, anul șobolanului va fi diferit de ceilalți ani în ceea ce privește activitatea și dinamismul sporit în toate sferele vieții. Anul va fi foarte favorabil în activitățile profesionale, vor apărea noi cunoștințe, oferte avantajoase, așa că nu sta cu brațele cruciși, trebuie să profiți de toate oportunitățile excelente pe care le poți avea. Toate ideile tale strălucitoare pot să deveni realitate, dar pentru asta trebuie să depui toată perseverența și să vezi clar scopul. Astfel de calități caracteristice ție precum curaj și hotărâre, în 2020 vor putea să vină în prim plan. Emanciparea în comunicarea cu șefii, Perseverența în construirea unei cariere, precum și bunăvoința față de persoanele apropiate pot fi cheile care vor deschide ușile cele mai secrete. În general, întregul an al șobolanului pare a fi favorabil pentru tine, deși apariția unor probleme nu este exclusă. Astrele te sfătuiesc să eviți problemele pe care ți le poți crea singură, să renunți la manifestarea încrederii excesive în sine. În caz contrar, Drumul spre obiectivul prețuit va fi aglomerat cu un număr mare de obstacole. Este necesar să fii atentă, să nu te implici în aventuri. În timpul verii sunt înscrise riscuri mari de a contracta și beneficia de o infecție, timp de mai multă vreme. Prima jumătate a anului poate fi bogată în bonusuri plăcute, activitatea ta va aduce fructe sub formă de numere specifice în contul tău bancar nu da vrabia din mână pentru niciun preț și caută unde ar fi profitabil să investești sumele primite. Stelele de pe astrograma ta promis succes în operațiunile imobiliare, reparații, activități sociale. Nu-ți va mai rămâne timp pentru romantism, dar nu-ți face griji. Aceste lucruri nu va avea niciun efect negativ asupra vieții de familie. Prin coincidență, partenerul tău se va concentra, de asemenea, pe ceva care nu are legătura cu problemele inimii, astfel încât armonia va predomina în casă. În a doua jumătate a anului șobolanului de metal, dintr-o dată pot să devii agravată de un simț al justiției care va începe să te împingă spre dreptate și simplitate. Inițiativa este lăudabilă, dar cu siguranță nu în toate sferele vieții. De exemplu, în familie, în școala copilului sau în vecini, Acestea nu vor funcționa, oamenii din jurul tău vor refuza în mod categoric să admită că ai dreptate și te poți alege cu un conflict. Ieri a fost vară, iar astăzi e zăpadă în afara ferestrei, în decembrie, astfel de gânduri te vor conduce la concluzia că totul se schimbă prea repede și nu are rost să urmărești chiar totul. Nu te relaxa. Bunăstarea ta în anul 2020 depinde de abilitatea ta de a găsi și de a observa ceva nou, inclusiv de a face contacte utile. Dragostea pentru ta în anul 2020. Toată puterea ta a fost luată de relația din anul 2019. Dacă, în ciuda tuturor lucrurilor, ești încă destul de fericită cu această persoană, nu mai are sens să cauți pe altcineva. Dacă dintr-un motiv relația s-a rupe, atunci sentimentele tale sunt atât de epuizate de aceste relații trecute încât este înfricoșător să crezi că poți iubi pe cineva din nou. Cea mai bună soluție este să nu schimbi nimic și să-ți odihnești sentimentele. Deși, din când în când, poți avea câte un flirt la locul de muncă, dar toate acestea vor fi frivole. În 2020, te poți căsători numai dacă dragostea ar putea fi găsită în ultima decadă a anului 2019. Este foarte posibil ca în anul 2019 să fie avut cel mai probabil o cunoaștere romantică și o pasiune incredibilă. Dar în acest an totul va fi mai pământean, acum poți stabili o viață comună, te poți obișnui cu rudele noi. S-ar putea să te muți la preferatul tău într-un alt cartier? Într-un oraș vecin sau chiar într-o țară îndepărtată. În acest caz, unele dificultăți vor fi prezente prin problemele de zi cu zi și dificultăți în comunicarea cu persoane pe care nu le-ai cunoscut înainte. În 2020, probabilitatea de a avea un roman nou este extrem de mică. Faptul este că ți-ai dată toată puterea și energia vitală a relațiilor anterioare și acum resursa ta emoțională a fost epuizată. Îți poți aminti de vechea dragoste prea bună și nu dorești să schimbi ceea ce ai avut pentru unul nou, care este a priori mai rău decât cel vechi. De exemplu, la începutul anului poți să discuți cu cineva care ți-a fost drag înainte și poți trei cu aceste amintiri pentru încă șase luni. Cel mai probabil, vei încerca să te ocupi de unele treburi de uzcaznic și de muncă, pentru a nu-ți aminti relația dureroasă și dificile pentru tine. Cariera și banii pentru taur în anul 2020. Poziția financiară promite să fie stabilă, așa cum este arătat pe astrogramata. Profitul este de așteptat și considerabil, costurile desigur vor fi, dar este puțin probabil să fie în măsura să facă o diferență semnificativă în bugetul tău. Vei învăța cum să distribui în mod corect fondurile disponibile și aproape să oprești cheltuielile sub acțiunea unui impuls brusc. La începutul anului, cel mai probabil, ți se va oferi posibilitatea de a fi generoasă față de prietenii tăi, fă -o, cu o inimă curată, fără să aștepți să primești ceva în schimb, dragostea pentru un iubit este cel mai bine să fie demonstrată în ultima săptămână a lunii ianuarie. Aspectul energetic al planetelor va contribui la revenirea rapidă a banilor cheltuiți cu siguranță poți conta pe sprijinul financiar al părinților și al altor man în vârstă. Ajutorul lor va fi deosebită de relevant la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Dificultăți vor apărea în această perioadă. Este posibil să existe o scurtă întârziere a salariului, care, totuși, o vei putea compensa cu ajutorul membrilor familiei. Stelele te sfătuiesc să nu te implici în jocurile de noroc. Cu toate acestea, în aprilie și mai îți poți permite să ai câteva bilete la loto. Câștigul este puțin probabil să fie mare, dar adăugându-l la suma deja acumulată, vei câștiga cu siguranță ceva important și mult așteptat. Prin dedicare și perseverență, încearcă să finalizeze un proiect serios la locul de muncă. El va aduce un venit deosebită de mare. Atunci când șefii pun întrebări despre modul în care, după părerea ta, Fondul de premii ar trebui să fie distribuit în cadrul echipei tale, nu trage pătura peste tine, nu-ți face griji, nu vei fi lipsită de ceea ce meriți, nu trebuie să-ți riști banii la începutul lunii septembrie până noiembrie, totul trebuie să fie precalculat și planificat, refuză să investești în acele proiecte pe care le încep oamenii neorganizați sau necurați, în general. Încearcă să nu faci afaceri sau înțelegeri cu cei care promit profituri ușoare, altfel vei rămâne fără nimic. Nu te mulțumi cu propunerea care îți va fi făcută la începutul lunii noiembrie, când se formează un aspect nefavorabil al planetelor. În zilele formării acestui aspect astrologic, este foarte ușor să devii o victimă a fraudei financiare. Viața de familie pentru taur în anul 2020. Anul va fi incredibil de plin de viață în sfera familiei. Principalul lucru, nu conduce. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 21 aprilie și 1 mai, vei fi în plină ascensiune a afacerilor familiale și vei fi angajat în reparații, problemele copiilor, sănătatea rudelor mai în vârstă. Situațiile care apar vor fi destul de conflictuale, iar consilierii de ocazie vor adăuga doar combustibil pentru foc. Prin urmare, este mai bine să rezolvi problemele în mod independent și după cum dorești. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 mai, în acest an poți să te cerți multă timp cu rudele tale. Rezolvă problemele în timp și întărește legăturile de familie. Poți trimite familia în vacanță sau la rude și să faci reparațiile angajate în singurătate. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 mai, chiar și în rutină vei găsi o oportunitate de a-ți arăta imaginația și abordarea non-standard. Experimentează, organizează surprize, răsfățăi pe cei dragi, știi foarte bine ce vor ei, la sfârșitul anului. Chiar dacă ești căsătorită vei fi capturată de o nouă pasiune, nu risca sănătatea pentru ta în anul 2020. Nu este necesar să devii vegetarian, ci să diversifici meniul cu alimente sănătoase. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 și, și 30 aprilie, situațiile stresante și tensiunea pot provoca probleme cu sistemele nervoase și cardiovascular. Urmează o dietă și, imediată după sărbători, curăță corpul. Intră pe proceduri de detoxifiere. Acestea vor da rezultate miraculoase pentru tine. O dată pe săptămână aranjează-ți o zi de repaus, încearcă să înlocuiești cu pește cât mai multe alimente pe bază de carne. Încearcă să-ți aranjezi o vacanță pentru a vedea locuri noi, pentru a urca pe munți, pentru a nota în mare, pentru a face o plimbare în pădure ai nevoie doar de impresii noi. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 mai, chiar dacă finanțele cântă romantism, acesta nu este un motiv pentru a sta acasă. Ieși din casă și din oraș, petrece timp activ, practică yoga în parc sau lângă un rum, în Stresul prelungit poate duce la depresie, trebuie să comunici numai cu oamenii pozitivi, să faci ceea ce-ți place. O atitudine pozitivă va contribui la evitarea multor probleme de sănătate. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 20 mai, în afara sezonului, nimeni nu este imun la răceală. Imunizează-te din timp, angajează-te în prevenire, încearcă să te tratezi cu remedii tradiționale, folclorice, vizitează băile sau sauna. Aranjează-ți sesiuni de aromoterapie acasă, pentru a simți un val de putere, curăță corpul de toxine și intră în mâinile tău zilnic semințe de in, fructe uscate, fără zahăr, întătopit, miere, balonările și problemele gastrointestinale asociate cu un stil de viață sedentar pot fi îngrijorătoare în acest an. Mișcă-te mai mult, plimbăte, călătorește cu bicicleta, înscrie-te la cursuri de dans. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?